Bună dimineața, bună dimineața, dragii mei, și bine ați venit la Nața cu Alina și cu Pușcaș. Cum poți Seleși și cu Alina Pușcaș? Cu Seleși și cu Pușcaș. Dragii mei, în această dimineață, iată, după cum vedeți, am pus monopol pe toate emisiunile din Trust. O să continuăm Te Cunosc de undeva cu Neața și cu Pușcaș. Cu... Măi, ce cu tine? Așa, nu, hai să prezentăm juriu. Hai să prezentăm juriu. Juriu, avem și juriu. Iată. Nicăieri nu mergem fără juriul nostru, dragii mei. Alina, te rog frumos, să încep cu cel mai frumos băiat din acest juriu. Nu, 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 de fapt... Mulțumesc, mulțumesc. Da. Jurata vocilor, iilor și nu numai... Ozana Barabancea! Adesea în juratul... Glumesc, Doamne ferește, nu s-a întâmplat niciodată până acum. Nimeni altul decât All The Show, Demi Show! Neața tuturor, mulțumesc frumos Alina Pușca și Cosmin Glonțu. Cum? Cosmin Glonțu. Alina Pușca și Cosmin Glonțu. Super, super tipul, super. Iartă-mă, Temișan, vreau să te întreb înainte de asta, pentru că la noi la platou te ocupi cu parcările, aici cu ce te ocupi la platou? Dacă la platou nu prea am ce parca, pentru că totuși sunt puțini cei care vin cu mașinile personale, restul au șofer, că de-aia sunt vedete. Iată. Aici în față am treabă, tată. Da? Am treabă multă, îi parchez și pe aia care n-au treabă cu emisiunea. Am înțeles. Bravo, frumos, frumos. Face și alimentări, că e și o benzinărie aici. Mai și alimentați, facem mai spălați și goliri. Da, face și goliri. Noaptea, dacă nu sunt închise bușoanele, rezolvăm cu... Bravo, bravo. Dacă rămâneți fără motorină, benzină, combustibil în rezervor, nimeni altul decât Aurelian Temișan vă rezolvă. Bravo, aplauze pentru Temi. Bun. Dar stai puțin, înainte să mergem mai departe, mai avem și un și corpul baletului. Am uitat de ei. Corpul de balet, de la Te Cunosc de undeva, Flavet. Bună dimineața, Flavia. Dimineața. Are furnica pe ea, uite că e așa toată. Bun, dragii mei, printre mâncăruri, horoscoape și alte vremuri bune, ne-am strecurat și noi în această emisiune. Iată, o să abia aștept să faci gomboț cu prune cumva? Nu. Nu? Fac altceva mai bun, mult mai bun. Ce? Decât... Uite, scrie acolo. Zâmbet de toamnă cu prune. Super, excelent. Bun, dragii mei, să mergem mai departe. Din punctul meu de vedere, eu zic să invităm primul concurent. Da, primul concurent. La Neața cu Pușca și cu Seleș, cu Alina cu și cu Pușcaș. Și așa, primul concurent din această dimineață un... Are un zâmbet de septembrie. Da, și-a dorit foarte mult, enorm de mult să vină la Te Cunosc de undeva. Nu știu dacă o să-l lăsăm, de fapt, să, mă rog, să participe până la urmă, dar... Lăsăm să participe, nu să lăsăm să facă nimic cum făcea și el înainte. Da, corect, corect, deci, corect. Nu, el intră în scenă și după aia nu mai face nimic, că călărim noi. Pe... Tu, Orodici, l-ai văzut deja, a fost pe la cred noi. Cred că-l și cunoști. Îl cunoști. Îl cunosc, l-am dus acasă bine. Și cu ticoul meu. Da? Da, știu, într-o seară. Într-o seară. Era să întreb ceva. Dacă stai puțin, cum l-ai dus acasă cu ticoul? Cred că te-a dus acasă, l-a pus în cârcă și a plecat cu el, sau ce? L-am dus acasă, am dezvoltat relația. Cum vă simțiți aici la Neața? Ozana, spune-mi, te rog, cum te simți? Cum ți se pare să avem în fiecare dimineață câte o rubrică Te Cunosc de undeva la Neața cu Răzvan și Dan? N-ai noroc. N-ai noroc. Sunt o femeie serioasă. La ora 10 trebuie să mă duc la operă, așa că te rog frumos. De-abia aștept să cujurez. Cine este? Cine o să fie? O să vedeți, o să vedeți, o surpriză. Sunt extrem de curioasă. Să ne puțin de juriu. Da, te ajut, să te ajut, Pușcaș. Apreciați pantofii Alinei de astăzi. Da, și Alina e un personaj prin apariție. Direct de la Paris, din ultima colecție, nu pot să zic, ceva cu G și Z. Da, e super, super. N-am avut timp să mă încalz. Pedicura e foarte frumoasă. Poți să ne cânti și nouă melodia aia, O meduză în Franța? O meduză în Franța. Poți să o cânti tu, Stefan. Okay.
Femi, tu cum te simți la neața acum? Excepțional, se pare că am de lucru și asta e foarte bine. Când însumezi mai multe munci, cum ar fi statul la birou, da? Da. Plecatul la bucătărie, că o să mă trimeată șeful la un moment dat să vedem despre ce e vorba. Nu, 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 că trebuie să mâncăm ospătar și noi. Ospătar șef, așa. Și cea mai frumoasă meserie pe care am făcut-o până acum, parcarea cu plată. Luați bani aici? Nu, primim. Plătești și bani pentru asta? Da. Hai, Pisis. Orodici. El e obișnuit prezent cu diminețile, nu? Adică pentru da, mine... da, pentru mine diminețile nu sunt un mister. Toate mi le petrec de cele mai multe ori dormind. Este păi nu ce-ai copilul adică numai, la școală? Numai nevastă ta își duce copilul la grădiniță sau la școală. Tu dormi. Slavă Domnului, Fimiu anul acesta va juca după masă, așa că va toată vacanța... Frumusețea lui da. Și acuratețea jurizării se datorează somnului de dimineață pe care sincer vorbind, încerc și acum să fac șarful pe voi, nu-mi dau să mai exact nici cine suntem, unde suntem și ce caută pe aici. Fac parte dintre oamenii care se trezesc mai greu. Încă dorm. E ceea ce fac eu acum, nu știu, a vorbi în somn pur și simplu. Așa, așa că mă Orodici. Bucur să vă văd. Sper să mă vedeți și voi pe mine. Orodici, întoarce-te cu scaunul și revino și spune că ești Andreea Bălan. Și să vedem ce... fac? Să te întoarci să zici că ești Andreea Bălan. Ca să o întâlnești pe Andreea Bălan să se simte la noi. E o transformare. Andreea e în America. Andreea! Ia-o. Salut, ce faci? Hey! Salut! Hey! Cum te simți la noi, Andreea? Minunat, minunat, bună dimineața, bună dimineața, ce fost... face? Cum a fost în America? Vrei o priză? Cum a da. Fost în America? Ai frumos, ce vrei să spun? Ce drăguț okay. Și gingașe. Propun să prezentăm primul nostru da. Concurent de astăzi. Și-a dorit enorm de mult să ajungă la Te Cunosc de Undeva concurent de această dată. Să vedem cum o să se prezinte nimeni altul, pentru că suntem în septembrie. Mai puțin, dar de ce de această dată? A mai fost și altceva? Poftiți? A mai fost și altceva? Mai pentru o scurtă perioadă a fost... A fost și el. Ah, okay, okay. Acolo, pe scaunul tău a fost. Hai să nu fim răutăcioase de dimineață, da? Te rog eu frumos. Pe scaunul ăsta? Pe scaunul tău a fost, da. Nu l-a rupt. Nu l-a rupt, nu. Oh! Da, da, da!